Până la momentul actual, ani în șir, mai bine de 25 de ani, municipiul Chișinău a avut de suferit foarte mult în urma diferitor construcții amplasate haotic, în urma distrugerii multiplelor spații verzi, distrugerea stadioanelor sportive, pe alocuri două stadioane mari în întregime, e vorba de Ginta Latină. S-au distrus și terenuri de joacă pentru copii și multe, multe altele. Tot asta pentru că, la momentul actual, noi nu avem un plan de dezvoltare amplu, așa cum se propune acum, noi să votăm în Consiliul Municipal Chișinău. Din păcate, trebuie să înțelegem de fapt că un asemenea document nu se pregătește într-o zi, două. El se pregătește luni în șir. Este nevoie de acțiuni multiple pentru a realiza acest proiect. Și fiecare zi cât noi întindem să transferăm peste o săptămână, peste o lună, noi putem să ne trezim de fapt cu situația în care noi încă un an, doi, trei încă nu o să o aprobăm. Și vom trăi într-o așa un oraș haotic, cum a fost până acum. Haideți noi astăzi să decidem, să votăm și să procedem la lucru. Când agenții imobiliari plătesc o amendă de 3 capii și continui să încalce legea, noi nu avem mecanisme legale pentru a împiedica construcțiile ilegale. Și o leacă le-aș da în obraz la colegii care de ani de zile stau în Consiliul Municipal și nu s-au apucat până acum, nu au găsit timp să analizeze legislația și să vadă unde sunt problemele. Atunci când agenții imobiliari sau companiile de construcții vor ști că riscă vreo 10-15 ani de pușcărie, confiscarea averii, niște amenzi serioase, am să văd eu atunci cum ia să încalce lucrul ăsta. Într-adevăr, sunt foarte multe lacune legislative, mai ales la capitolul controlul calității. Deci, ca să nu ne chinuim foarte mult în grupurile de lucru pe care le-am creat, luați, vă rog, la Ministerul Economiei, pentru că acolo s-au lucrat în grupul de lucru și s-au elaborat pachet întreg de legislație pe tot ceea ce spuneți dumneavoastră și prin partidele pe care le reprezentați, vă rog frumos, promovați-le în Parlament, pentru că ele sunt gata făcute. Am căzut de acord cu toții că vom face o mică amânare până la următoarea ședință, data și ora, o să o stabilim cu toții împreună. Până atunci însă e nevoie să acumulăm toate informațiile necesare, inclusiv cele pe care le-am enunțat mai înainte, informații care ar face să excludem orice riscuri de securitate, orice riscuri de corupție a acestui proiect de decizie. Generalul plan, ca уже было перескретем сказано, это важнейший документ для развития города Кишинева. У нас было достаточно времени, чтобы изучить все, если есть какие-то недостатки, по вашему мнению, сделать это. Однако, посовещавшись, мы идем навстречу, еще раз идем навстречу нашим коллегам. И с таким, мы соглашаемся с переносом на рассмотрение на другую дату с одним условием, чтобы, первое, этот проект решения был на следующем заседании, и этот проект решения был на следующем заседании под пунктом номер один. Мы договорились, что в понедельник в комиссию, и комиссия сразу передаст главному архитектору, поступят письменные предложения от всех фракций и от гражданского общества, если надо, о том, какие есть вопросы к проекту решения, который мы рассматривали сегодня.